Bine v-am regăsit la bucătăria lui Adi. Astăzi o să avem din nou o rețetă de pește, o rețetă cu pește din Țara Făgărașului, din Comuna Nisa. O să facem un rulou de păstrăv într-o formă, să zicem, puțin diferită față de ce v-am obișnuit, cu un cușcuș tras la tigaie, cu niște roșii, cu un pesto de leurdă și, bineînțeles, câteva ouă de prepeliță pentru decor și, de ce nu, ca să fie și mai gustos preparatul nostru. Haideți să vedem prima dată cum tăiem peștele, cum le viscerăm și cum scoatem acest filet frumos cu coadă.
puțin în bucătărie pentru că mai avem de preparat, dar între timp o să rugăm pe Adina Roșca să ne cânte ceva. Hai să urmărim! Și tu baci, la-i-la, da-da. Dacă ne avem așa dragi, la-i-la, da-da. Iubăciță și tu baci, la-i-la, da-da. Dacă ne avem așa dragi, la-i-la, da-da. Mai bine, la 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 la. Vara trece mai ușor, la la da da. Și n-am să mor de-al tău dor, la la da da. Vara trece mai ușor, la la da da. Și n-am să mor de-al tău dor, la la da da. Și drăguța lui, la 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 la. Ce mai dragoste și dor, la la da da. Sus în vârful munților, la la da da. Ce mai dragoste și dor, la la da da. Sus în vârful munților, la la da da. Împărăm, la la da da. La toamnă să ne luăm, la la da da. Și să facem nunta leasă, la la da da. Ce mire și ce mireasă, la la da da.
iată deci preparatul nostru de astăzi, un rulou de păstrăv din țara Făgărașului, din comuna Lisa, cu un cușcuș tras la tigaie, cu un pesto de leurdă, roșii, ghimbir și puțin busuioc și un ou de prepeliță cu puțin pătrunjel. Să aveți poftă și nu uitați, nu există dragoste mai sinceră decât dragostea pentru mâncare.